Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu asigură că centura de sud va fi terminată în vara aceasta. Sorin Grindeanu, împreună cu președintele Senatului Nicolae Ciucă și premierul Marcel Ciolacu, au mers pe șantierul variantei ocolitoare sud pentru a vedea stadiul lucrărilor. Ne aflăm undeva la 71-72%, ceea ce e un lucru bun. Probabil până la sfârșitul acestei luni, martie, vom ajunge la 75%, ceea ce ne duce în situația contractuală, de altfel, ca undeva în iulie, sfârșit de iulie, august, în această vară, așa cum am spus, să terminăm centura sud, o epopee pe care noi timișorenii o știm foarte bine, dar că iată că până la urmă acea reziliere pe care am făcut-o în decembrie a avut o finalitate până la urmă bună, fiindcă avem un constructor care se ține de treabă. Dar vreau să vă anunț că asta nu are culoare politică și că alegerile vin și pleacă, iar această centură trebuie să fie terminată. Și va fi terminată. Indiferent de cine e ministru al transporturilor sau cine e primar sau președinte de Consiliul Județean. Sigur, într-un ritm mai lent sau mai rapid. Premierul Marcel Ciolacu l-a felicitat pe ministrul transporturilor pentru felul în care se dezvoltă obiectivele de infrastructură în vestul României. Șeful Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a vorbit despre investițiile mari atrase de județul Timiș în ultimii ani. Există un decalaj în acest moment de investiții în zona dumneavoastră, în zona Oradei și Moldova. Se aduce o echilibrare a dezvoltării regiunilor în acest moment. Sperăm că acest decalaj să fie acoperit cât mai repede. Coincidența este că am început cu un constructor român, finalizăm cu un constructor român la dumneavoastră, la Timișoara, același constructor de fapt, și se vede și pe autostrada Moldovei și la dumneavoastră determinarea constructorului de a finaliza înainte lucrările pe care le-a câștigat. Sper cât mai curând, vorbeam cu doamna directoare, să finalizeze și licitația pentru centura vest pe fidic galben. Varianta de ocolire sud Timișoara trebuie să fie finalizată până în iulie 2024.